Plecăm să-i tundem bretonul Melanie și Radu la fel să se tunde. Întârziem. Nu, mănică? Facem frumos, Ela? Da? Da. Hai, flașa, mami. Uite așa, flașa. Hop, hop, hop. Ea deja este obosită, vrea să doarmă, poftim. Da, joacă, mama. Un pic dormim, după care ne trezim și plecăm în parc, pentru că astăzi este tare cald afară. Mela este în scaunelul ei, cu o fură frumoasă. Cătălina vrea să-și cumpere pantofi. Lofer, da. Și mă cum poate. Am găsit. Și să vedem ce model alegem, e fain. E fain așa. E simplu. Da. Deci, am găsit din piele naturală. Mungine efectiv. Da, și mungelul e fain pentru tine. La probă, da? Da, probez pantaloni și un tricou. Și tot așa. Am ales. Și mie mi-am ales așa unul gri. Să aud de acolo. Wow. Wow? Serios? Da. Ce frumos. Da, să te văd. Wow. O piruietă. Ce frumos este. Okay. Da. E, dacă tu ești la mine, frumos. Dar aceste detalii la mâine. Și cum ți-ți place, da? Da. Și trebuie niște pantofi înalți. Aia roz sunt fain. Sincer? Da. Vezi, eu când am făcut, dar eu am făcut. Cicior, cicior, stă foarte bine. Minunat, Cătălina. Și... cum? Foarte drăguță. Dar trebuie ce-mi vreau? Dar dacă sincer, mai frumoasă e aia cu animal print. Nu, așa, nu, nu, e așa-i forma ei. Așa e ea. Ce asta nu este rău? Scrieți în comentarii care rochie v-a plăcut cel mai mult. 1 sau 2? Și așa o bluziță. Mânicile sunt superbe. Sunt de fain. Dar trebuie încheia. Da. Dar cât e de lungă? Nu-i tare lungă, iată. Fain? Să-mi aranjez pantaloni cu mânicile, vezi? Iată și așa cămașă lungă pentru leggings. Faină? Foarte. Cu drăguț. Nu, model fain. Eu gata. M-am îmbrăcat în costum și acasă. Da. Este deja seara, am ieșit în oraș. Tati, mama, noi am ajuns în parc. Hai strigă-l, tati. Tati, nu vrei? Unde ne ducem încolo? Haide. Noi am ajuns, plecăm la un teren de joacă împreună cu Melania. Și acolo ne întâlnim cu Albert Ernest, da? Hai, mama mică. Hai. Venit și tati. Noi nu găsim scările. Hai, unde-s? Hai, unde-s? Am găsit și ascensorul. Hai. Urcăm sus. Hai, urc, mămic. Hai, așa. Iată așa,
coafură frumoasă are România. Am prins două gățișoare. M-a ajuns la terenul ăsta mare. Wow. Melania aici se va pierde. Eu ce fericită. Wow. Ești fericită? Bravo. Mela pleacă cu mașina, da, mami? Pip, pip. Pip, pip, cu mașina și-a pus bebele. Calia se joacă aici de jumătate de oră, iată așa, se urcă. Când în una, când în alta. Place? Așa, da. Pip, pip. Ea nu știe cum e de merg, știi? Bine că nu știi dacă le pornesc în zilea la toate. Da. Care bine să-ți tragi copușa ei? Hai alta, Mela, hai alta. După biserică am venit în oraș să mâncăm. Mela, e pentru tine toată? Da. O să mănânci și girafa lui Ernest. Da. Ea stă aici. Dar Gigi? Da. Gigi cheamă. Dar să vă fac o specificare. Am îmbrăcat-o pe Melania ca tata. Ce frumos! Mama tot s-a îmbrăcat, dar s-a schimbat. Da, mama că s-a. Și Ierni. Ierni îndungi. Tu nu îndungi. Două, dar groasă. Prima dată mâncăm aici, să vedem gustul. Hai, Radu, va fi primul. Radu, dă o notă așa. Bună, sinceră. Foarte bun. Să știm ce mâncăm. Deci, Cătălina? Eu de fiecare dată fac proba eu. Da. E foarte bun. Aluatul e tare bun. Și sosă, da? E bun. Mela, tu ai gustat, Lelic? Shaorma mea. Dați-mi mie, vă rog, bun. Pare bun? Să vedem dacă este într-adevăr bun. Cu? Hai, Radu. Cum? Gata, Radu, zi ești, da? E bun? Foarte bun. Andreea, cum pizza? Bine. Cum s-a urmă? Mm. Da, noi am mâncat bine. Radu aici se plânge. Că am mâncat prea mult. Mergem acasă. Da. Noi plecăm acasă să dormim. La noi a venit și Ernest. Melania e tare fericit când este cineva cu ea în mașină. Iată și Radu. Am plecat. Facem frișcă. Carne de pui. Avem și compot la țară, Cătălina. Se termină. Aici olviu, tot îmi pun ciocănuți la frigider. Facem un fel de mâncărică, da? Da, cu sos mare. Că te mamă curitează, nu faci mâncărică, dar faci sos. La sos. Și petrecem băieții azi, da? Da. Mobiliți lucruri. Repede. Repede. Radu este antrenor de judo și are antrenamente. Nu poate sta cu noi aici la Chișinău. Dar Albert este la școală. Și ei doi pleacă. S-a trezit un domn. Somoros. Noi mâncăm și apoi ieșim în oraș. Da. Și unde o cel? Aici e un truc. Ca să nu fac cocoloase. Îmi lați la mătușica. Mă iau păină cu apă. Am lăsat copiii la teren de joacă cu tații. Ne relaxăm un pic, e foarte greu. Acolo sus, la zona de mese, e foarte călăcios. Da, e călăcios. Sunt restaurantele acolo. Și terenul de joacă e acolo și tot. Mi-am comandat o cappuccino, astăzi nu am băut niciuna. Iar aici Cristina și-a comandat un cheesecake Oreo. Pe ultima 100 de metri ne-ai răsfățat. Da, mai avem încă foarte, foarte puțin. Mai puțin decât îmi imaginez. Dar am impresia că este tare mult. Treci timpul tare greu, așa este? Așteptare greu. Da. Cum? E bun așa? Iată și Melania. Mela! Melania a ieșit de la teren. Este foarte însetată. Ne-am adus apă. Melania, ți-ai de apă, Mela?
Da, e foarte însetată. Ai văzut acolo cineva cu apă și apă, apă. E bună, nenică. Dar i-am povestit, a fost bine? A fost bine acolo? Da. Iarna, ți-a plăcut? Te mai duci? Da. Gata, plecăm spre casă. Hai, Miel, hai! Hai, mama! Frumoasă! Noi plecăm acasă! Am petrecut un timp tare frumos. La noi, da. Afară a început să plouă, a plouat de fapt. Dimineața a fost soare, iar seara ploaie.